Alimentele care conțin făină de greier vor fi disponibile în curând în marile magazine. Comisia Europeană a aprobat recent ca făina de greier să fie inclusă în compoziția unor produse alimentare. Făina de greier disponibilă în curând în produsele din mai multe magazine. Pe de o parte, insecta se poate consuma conform reglementărilor Uniunii Europene sub formă congelată, uscată sau pudră. Pe de altă parte, există și companii alimentare care au introdus de multă vreme făina de greier în produsele lor, care se vând în aproape toate magazinele, inclusiv Kaufland. În alte cazuri, insectele care se folosesc pentru colorantul E120 conferă culoarea roșie. Cu alte cuvinte, carmin roșu se obține din insectele fierte și zdrobite. Pe etichetele produselor alimentare poți găsi denumirile de E120, carmin roșu sau carmin, în timp ce în industria cosmeticelor poți găsi etichetele de C1754-1070 sau coșenilă. Făina de greier se poate folosi în compoziția pastelor, a păinii, fursecurilor, pizza, a cerealelor și batoanelor, însă acest lucru trebuie menționat pe eticheta produsului. Poți găsi pe etichetă denumirea științifică a insectei. În cazul gândacilor de bălegar și al lăcustei migratoare, produsele pot avea un preț mai mare. În Franța, politicianul de dreapta a criticat decizia UE, spunând că nu putem lăsa francezii să mănânce insecte fără știrea lor. Această îngrijorare provine din ideea greșită că Uniunea Europeană nu va cere ca insectele să fie etichetate clar atunci când sunt amestecate cu alte ingrediente, cum ar fi făina. Nu este cazul. Imprimarea fină necesită ca pudra de greier să fie etichetată clar. De asemenea, ambalajul trebuie să menționeze că ingredientul poate provoca reacții alergice consumatorilor cu alergii cunoscute la crustacee, moluște și acarieni. Această afirmație va apărea în imediata apropiere a listei de ingrediente. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat acest lucru prin e-mail către Euronews, spunând că informațiile obligatorii despre alimente trebuie să fie disponibile atât pentru alimente preambalate, cât și pentru alimentele nepreambalate. Indicarea alergenilor este obligatorie și trebuie furnizată consumatorilor în cazul în care alimentele sunt oferite spre vânzare preambalate sau fără ambalaj. Aprobarea nu este revoluționară. Uniunea Europeană a aprobat deja alte două insecte pentru consum uman în urmă cu câțiva ani, relatează Antena 1.ro.